Hei, salutare prieteni și bine ați venit pe canalul Desene și Colorez Lumea Copiilor! Astăzi, la sugestia voastră, voi desena un simpatic tort. Pentru toți care este ziua voastră sau care o să fie ziua voastră sau care a fost ziua voastră, vă urez la mulți ani și vă fac acest tort cadou. Sper să-l faceți și voi cu mine, un tort foarte, foarte simpatic. Nu uitați, în caz de nu ați făcut-o până acum, să apăsați butonașul de like, să vedem câte like-uri putem aduna la acest tort kawaii, chibi sau cum vreți voi să-i spuneți. Subscribe plus clopoțelul de notificări. Iar dacă vreți să mă ajutați și dacă aveți prieteni care știți că sunt fan de desen, puteți distribui să vadă și ei și să aducem cât mai multă lume, să vadă cât mai multă lume și de ce nu să desenăm cât mai mulți. Vedeți că am început cu o riglă, fac mai întâi așa o schemă, am făcut trei linii paralele inițiale, o linie centrală de sus până jos, iar apoi laterale două linii la bază și două linii mai strânse în partea de sus, al doilea segment al tortului practic. Iar acum în partea de jos, pur și simplu, eu adaug decorațiuni. Începem cu schița, cu creionul, cum v-am spus de fiecare dată. Abia când suntem gata cu creionul și suntem mulțumiți cum arată desenul nostru, îl transcriem, să zic așa, pe curat cu un liner, transcriu eu, facem conturul. Văd cu ce aveți la îndemână, cu o cariocă neagră, cu un pix cu gel, ce aveți voi la îndemână. Atât că la contur, ce pot să vă sfătuiesc să faceți, să aveți foarte, foarte mare răbdare și să nu vă grăbiți. Ca să iasă cât mai frumos și cât mai curat. Iar apoi stați un pic cu minuțele să usucă conturul, ștergeți creionul care a mai rămas și apoi puteți colora fără probleme. Eu voi folosi marcare bază de alcool, creioane colorate, voi puteți folosi orice aveți, carioci, tot la fel culori, nu contează. Atât dacă aveți carioci normale, de exemplu, pas de apă, vă sugerez să nu faceți umbre ca să nu se perforeze foaia. Mai bine faceți umbrele cu creioanele colorate. Dacă vreți să faceți și umbre. Este un desen destul de simplu, adică, nu știu, deși bine simplu, dar mie mi-a luat undeva la vreo 25 de minuțele să desenez, deci să vă lăsați timp. Să vă lăsați timp pentru că orice desen cât ar prea de ușor, oricum durează. Voi folosi acest șablon pentru a face cerculețele, puteți dacă vreți să învățați să faceți cu mâna liberă, să încercați cu mâna liberă, dar eu vreau să fac cu șablonul pentru că ies fix perfecte și ies și mai repede. Oricum, găsiți șabloanele acestea la librării, pe site-urile de supplier pentru artiști, pe oriunde găsiți, nu e ceva, pe la magazinele mari. Așa, ce pot să vă spun mai departe legat de schiță este să o lucrați până când sunteți mulțumiți cum arată și până când arată super mișto și abia apoi treceți mai departe. Nu este nimic mai important decât schița. Dacă la un moment dat videoclipul meu e înainte, să zicem, rămâneți în urmă cu desenatul, puteți pune pauză oricând sau puteți da înapoi. Am spus că eu am comprimat un pic viteza videoclipului, deci e posibil să rămâneți în urmă. Oricum, cam atât am vrut să vă spun. O să continui să desenez, o să vă rog, ca asta nu ați făcut, o să apăsați butonașul de like, să vedem câte like putem aduna la acest tortuleț super drăguț. De asemenea, share plus subscribe. Dacă aveți întrebări, păreri, sugestii, le puteți lăsa în comentariile de mai jos. Îmi puteți spune dacă ați desenat și voi tortuleți, cum v-a ieșit, ce v-a plăcut, ce nu v-a plăcut. Dacă aveți întrebări legate de materiale și alte chestii, la fel, îmi puteți lăsa în comentarii de mai jos. O să vă urez spor la desenat, o să-mi urez și mie spor la desenat. Și o să ne reauzim și o să ne vedem și mâine cu un nou tutorial, dar până atunci, pa, pa!